Nu crezi că ar fi trebuit să vorbești și tu înainte cu mine, înainte să iei decizia asta? Da, ce poate fi mai frumos decât să sărbătorești aniversarea prin reînnoirea jurămintelor? Dar eu nu vreau asta. De ce? Din cauza ei? Când de fiecare dată când te ridici, ești iarăși dobărât la pământ. Da, și din cauza ei, da. Deci ea e o cauză. Da. Chiar meritam asta, să știi. După tot ce s-a întâmplat între noi, Pop, faptul că te-am iertat chiar dacă m-ai înșelat. Tu nu vezi că sunt singura care rămâne lângă tine indiferent de orice? Amaliza, nu poți să mă ții lângă tine cu forța. Să nu te țin cu forța, doar te rog să faci asta. Și eu te rog să nu mai insiști. Comun. Nu pot să uiți asta așa de ușor. Da, un trecut bazat pe minciuni, intrigi și manipulări. Un copil, o familie, Petru, nu o să-i abandoneze niciodată, nu după tot ce a făcut tatălui. Are deja exemplul ăsta negativ, nu? Dar nu trebuie să-i abandoneze, că nu i-a cerut nimeni asta. Dar căsnicia lor s-a terminat de mult și tu știi bine asta. Nu s-au iubit niciodată. Și totuși iată împreună, până și tu ai acceptat asta. Alice se folosește de situația lui. Alice îl iubește. Da, și Petru, oricât ar fi de vrăjit de tine, tot ține la ea, să știi. Nu e adevărat. Știu că e dureros. Dureros e că îl lăsa să creadă că e ca tatălui. Că vă folosiți de boala lui ca să-l manipulați. De ce nu renunți tu? Eu să renunț. Și copilul meu? Te ajut eu să-l crești. Dacă asta e problema, nu o să-ți lipsească banii niciodată. După atâta timp, tu încă nu ți-ai dat seama că nu vreau bani. Îl vreau pe Petru și o să-l am. Stai să vorbim serios. Chiar pot să te ajut. Mă duc să pun masă. Avem servitori pentru asta. Și eu nu asta sunt pentru tine? Alice, Petru, hai, stați și voi la masă. Mie nu mi-e foame. Nici mie. O să mă duc să-mi cumpăr o rochie pentru ceremonie. Și ce plan aveți? Faceți ceva intim sau invitați multă lume? Nici nu știu dacă facem ceremonia asta. Hai să nu vorbim lucrurile astea de față cu toată lumea. Ce zici? Cu toată lumea? Cum? Nu suntem toți o familie? Așa e. Așa e, da. Alice, ce însemnătate are pentru tine ceremonia asta? Una foarte mare. E în fața lui Dumnezeu, ne reînnoim jurămintele. E o chestie așa pentru suflet, știi? O să chem și un preot. Robi! Neața! Hai, neața. Stai la masă cu mama și cu tata. Ce vârstă? Sicuria? Nu, eu am terminat. Despre ce vorbeați? Ce-ai zice dacă după ce termin de mâncat, mergem împreună la locul de joacă? Mergi cu bunii? Doar dacă vin aici. Doar dacă vin aici. Te rog. Vin, tati, vin. Vin. Ali, stai la masă înainte de a pleca. Și tu, Petru. Eu mai am niște treabă, plec.
Recunoaște că ai intrat puțin în panică. Simți că îl pierzi, nu? Nu, Alice, nu o să-l pierd niciodată. Și atunci de ce ești așa supărată că ne reînnoim jurămintele? Pentru că n-are nicio însemnătate. Legal e soțul meu. O să chem și un preot. Are însemnătate pentru cel de sus. Cel de sus. Alice, tu nu crezi nimic. Așa și? Îi spun. Ce? Îi spun tot lui Petru, da. Așa egoistă ești? Eu sunt egoistă. Da. Vrei să-i faci rău lui Petru. Nu te gândești decât la tine și la ce e important pentru tine. Petru vrea să fie cu mine. Chiar dacă nici măcar nu știe cine sunt. Auzi, ce e atât rușinește corcitura aia pe la alte uși? Petru e al meu și mereu va fi al meu. Alice, ai mers prea departe. Petru nu o să fie niciodată al tău. Pentru că nu te iubește, tu nu meriți să fii iubită. Ce ai zis, mă? Fix ce ai auzit. Tu nu meriți să fii iubită. Tu nu meriți decât să rămâi singură toată viața. Vreau să nu te împiedici. Ia, ce-ai pățit? Ce să pățească? S-a împiedicat. Ce-ai făcut, Alice? Eu? Ce-am făcut? S-a împiedicat. Eu nu înțeleg cum a putut asta să fie balerină cu două picioare stângi. Taci o dată, Alice. Nu vezi că e rău, fete. Ușor. Ușor. Copil. Ce? Copil. Piru, hai la un doctor? Te mai preface. Preface atâta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a împiedicat și s-a lovit de scaun. Asta s-a întâmplat. Mare lucru. După ce ai împins-o tu. Băi, eu nu înțeleg. Ce-i cu tine? Ce ai pățit? Băi, gata, vă rog frumos. Ești ok aici? Ce s-a... Vrei să te duc la spital? Nu. Vreau să mă întind puțin și vreau să o sun pe doamna doctor. Ok, hai că te duc eu sus. Ia. Ia-o ușor. Ușor. Da, da. Ușor. Ce romantic, nu? Pe tine nu te-a cărat niciodată așa, în brațe. Zi, nu? Zi bine? Poate vrei să zi. Ce? Ce ai zis? Auzi, asta e iar de partea ei. Poftim? Asta e iar de partea ei. Asta a împins-o pe Lia ca să piardă sarcina. Ce? Da. O oră, am lipsit, mai fată. O oră! Dar nu e adevărat! Ce? Totul pare în regulă. Sigur? Da. Copilul e bine, doar te-ai speriat. Sunteți sigură, nu? Sigur. Nu vreți totuși să mergem la spital să ne asigurăm că totul e ok? Având în vedere că ești în 14 săptămâni, da, putem să facem niște teste, aflăm și dacă e băiat sau fată. Săptămâna viitoare te programez. Bine, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Eu pic cam târziu, nu credeți? Eu zic... Petru, o sperii. Nu vreau să o sperii, dar vreau să mă asigur că e bine. Ce ar fi să-i faci Liei un ceai? Ai nevoie de un ceai, nu-i așa? Bun. Bine, hai, mă întorc imediat. Mulțumim. Sigur. Ce s-a întâmplat, de fapt? M-am certat cu Alice și m-am împins și m-am lovit. Ea a zis că nu asta a fost intenția. Da. Trebuie să ai grijă, Lia. Mai bine te-ai mutat de aici. Știi ce mi-a făcut mie? Mi-a urmărit copilul și m-a amenințat. Ce? Da, că, în mod normal, sunt doctor, e pacientă, mi-a fost pacientă și n-ar trebui să spun, dar pur și simplu a trecut orice limită. M-a amenințat să o ajut să rămână însărcinată ca să mintă că e copilul făcut cu Petru. E în stare de orice. Da, așa e. Trebuie să am grijă de copil. Trebuie să ai grijă și de tine. Femeia asta e un caz patologic.